Bună ziua! Sunt Anca Bărbulescu. Bun venit la a doua parte a tutorialului Google Apps for Education. În această secvență vom vorbi despre aplicația Gmail. Așadar, ne-am logat în contul de Gmail. În partea stângă avem butonul Compose, cu ajutorul căruia putem trimite un e-mail. Aș vrea să subliniem avantajele utilizării acestui serviciu de mail. În primul rând, conținutul unui mesaj este foarte bogat ca formă. Putem adăuga text formatat. Acesta este textul din mesajul nostru. Am scris, după care să presupunem că subliniem mesajul nostru, deci îl selectăm. Și putem să dăm underline. De asemenea, putem schimba culoarea. Observăm aici, avem și butonul de aliniere stânga, centrat, dreapta. De asemenea, liste numerotate sau nenumerotate, paragrafare și altele asemenea. Pot să schimb culoarea. Am schimbat-o deja. Nu mi-a convenit. Punem pe albastru. Un al doilea tip de conținut îl reprezintă fișierele atașate de la acest paperclip sau agrafă de hârtie. Când dau click, mi se deschide o fereastră de browse prin intermediul căreia aleg fișierul pe care doresc să îl trimit ca atașament. Avem o grămadă de... mă duc la pictures. Și prima care este CodeChef, îi zic open. Și s-a atașat, observăm acest fișier. Putem de asemenea să adăugăm, să inserăm efectiv fișiere de pe Drive. Mai întâi se deschide My Drive și după aceea merg și îmi aleg fișierul dorit. Sau fișiere pe care aș vrea să le iau de pe calculator. Dar pentru această variantă putem folosi acea prima agrafă, am văzut. Pot să incorporez o imagine, fie iau de aici din pozele existente, fie încarc imaginea de pe calculator. La fel cum am făcut înainte și vom vedea diferența. În această situație, imaginea este chiar inclusă în textul mesajului, nu este atașată cum am făcut în prima parte. Urmează să adăugăm un hyperlink, un link. Putem pune aici adresa. Să presupunem că vrem să inserăm un filmuleț de pe YouTube. Am dat aici. Uite, să luăm Mike Oldfield. Copiem linkul. Ctrl-C. Așa. Și în acest moment am inserat linkul către filmulețul respectiv. Completăm neapărat adresa destinatarului și de data aceasta îmi voi trimite mie însă. Subject. Este un scurt titlu care se pune mesajului. Nu este obligatoriu să completăm. Și pentru aceasta am să-și las și am zis send. Bun, pentru că mi l-am trimis mie, observ în partea stângă imediat acest unul între paranteze, semn că am primit un mesaj nou. Voi merge. Și nu se făcuse refresh-ul paginii și îl găsesc aici, no subject. Îl deschid
și văd într-adevăr imaginea și linkul către filmuleț. De asemenea, apar și în partea de jos și pot să-l ruleze direct în Drive. Închid de aici. Aceasta a fost a doua parte a tutorialului Google Apps for Education. Vă mulțumesc! Ne vedem la partea a treia.